Una din cele mai solicitate segmente pentru masaj este gâtul. Din ce motiv? Pentru că majoritatea oamenilor resimt acut stresul în zona gâtului. În mod normal, la orice zgomot puternic, la orice stare de stres, reflex, instinctiv, avem tendința de a aduna capul între umeri, de a contracta respectiv zona gâtului. Se mai numește sindromul hamsterului. Ați văzut hamsterul când îl speriem, cum își bagă căpșorul între membrele superioare. La fel se întâmplă în cazul nostru când avem de-a face chiar și cu stresul cronic. Oamenii stresați se cunosc după gâtul țeapăn și după mersul, postura aceea de lup. Se întorc cu totul pentru că au zone dureroase la nivelul gâtului. Așadar, vom face masajul gâtului, repet, unul din cele mai solicitate segmente pentru masaj. Începem cu evidențierea zonei care urmează să fie masată, respectiv zona trapezului, interscapulară și zona cefei. Folosim astăzi ulei, dar putem folosi foarte bine creme care au rol de a acționa revulsiv, decontracturant, antalgic asupra musculaturii și nervilor de la nivelul gâtului, respectiv a coloanei cervicale. Cea mai bună poziție a noastră pentru masajul gâtului este cu fața spre pacient. Și începem cu niște mișcări de netezire frumoase. Urcăm de jos cu podul palmei, de o parte și de alta coloane vertebrale, apăsăm la nivelul omoplatului, deschidem palmele, cuprindem omoplatul, după care mergem la nivelul brațului, cuprindem umărul în căușul palmelor și urcăm de-a lungul trapezului, de-a lungul gâtului, până la zona cervicală, occipitală, acolo unde începe liziera părului și unde sunt așa numitele puncte Arnold, dureroase în spondilota cervicală sau în contracturile masei musculare cervicale. Ne oprim cu degetele și facem niște fricțiuni scurte la nivelul acestor puncte, le căutăm și le găsim cu ușurință, le simțim la vârful degetelor, în pulpa degetelor, ca niște depresiuni, ca niște gropițe pe suprafața cutiei craniene. La nivel, repet, în locul unde începe să crească părul, da? Așa numitele puncte Arnold. Există o nevralgie cervico-occipitală foarte dureroasă, nevralgia Arnold, iar masajul acestei zone este de cele mai multe ori salutar și binefăcător. Continuăm cu mișcarea, urcăm cu podul palmei, deschidem palmele, cuprindem umerii, da, ajungem la nivelul gâtului, câteva mișcări de fricțiune. Din nou, este o mișcare frumoasă, amplă, care acoperă toată zona aceasta interesată în masajul cervical. Un alt tip de mișcare se face cu degetele îndoite și urcăm dinspre umeri spre ceafă. Dinspre umeri spre ceafă. Dinspre umeri spre ceafă. Simțim între degetele noastre pachetele musculare. Le frământăm între degetele noastre și putem face același lucru cu o mișcare și mai amplă, în care interesăm pumnul. Observăm că avem de-a face cu o mișcare perfect anatomică. Mâinile noastre se potrivesc perfect în această zonă și executăm un masaj cu extremitățile noastre osoase. Extrem de reconfortant. După ce am făcut și acest tip de manevră, facem niște manevre de întindere a mușchilor, fixăm cu
partea cubitală a palmei și punem restul mâinii pe ceafa pacientului, iar cu cealaltă mână împingem spre picioare umărul și mușchii trapezi. Efectuăm astfel un stretching. Cu cealaltă mână împingem de umăr. Faptul că noi tragem de aceste mase musculare care leagă vertebrele, care rotesc gâtul, mă refer la sternocleidomastoidian, faptul că întindem, că tragem de acest mușchi, are ca efect o relaxare a întregului pachet muscular, relaxare care, sigur că da, este urmată de fenomenul numit sindromul sticlei de șampanie. Pacientul a fericit să ne spună că se simte amețit, dar este o amețeală ca urmare a inundării părții occipitale a creierului cu sânge, încă o dată sindromul sticlei de șampanie. De data asta este o amețeală binefăcătoare și nu prin lipsă de oxigen, așa cum se întâmplă atunci când sunt pensate ce? Arterele vertebro-bazilare datorită contracturilor musculare. Un alt timp de întindere, apucăm și fixăm ceafa și cu podul palmei împingem vertebrele cervicale ca și cum am vrea să întindem o pisică. Din nou umerii. Din nou acele mișcări frumoase. Și acum ne opăm puțin de mușchii trapezi și executăm o frământare, fie cu amândouă mâinile, da, dinspre umăr, observăm, spre gât, fie cu o singură mână, fie cu o singură mână, fie cu amândouă mâinile simultan. Apucăm masa musculară între pollice și restul degetelor și încercăm să o smulgem, să o ridicăm de pe torace. Această mișcare de ridicare este urmată de relaxarea acestei mase musculare. O simțim la început dură, contractată, iar pe măsură ce o lucrăm, simțim că ea se înmoaie precum untul sau margarina. Când mușchii sunt de consistența margarinei, să zicem așa, a untului, înseamnă că masajul nostru și-a atins scopul, este eficient. Trecem la niște mișcări de fricțiune scurte, de o parte și de alta a vertebrelor cervicale, până la atlas, la prima vertebră cervicală. Încercăm un colier. Niște ciupituri acestor mușchi, un masaj cu policele care traversează vertebrele cervicale, da? Și niște scuturări între police și degetul 3. Din nou manevre de netezire și urmează, sigur că da, manevrele de tapotament. Tapotamentul se face cu amândouă mâinile, tip rățușcă, spuneam. Sau, alternativ, cu amândouă mâinile, insistând pe mușchii trapezi și paravertebrale. Sigur că da, manevrele de final sunt tapotamentul și mângherea finală. Spuneam că tapotamentul este de mai multe feluri. Este tapotamentul cu amândouă mâinile, da, tip rătușcă, îl mai arătăm încă o dată,
evităm zona lombară. Alternativ, cu partea cubitală a mâinilor, cu degetele desfăcute plăscăite, cad ca niște surcele de salcă. Sau, la nivel cervical, un masaj cu degetele mici. Ar mai trebui spus că cu ceva ani în urmă, pe când lucram ca asistent în secția interne, doctorii bătrâni ne recomandau la vizita de dimineață să efectuăm la pacienții cu plămâni încărcați, care nu puteau expectora, un tapotament cu palmele, în special la baza toracelui. Aceste mișcări aveau darul de a disloca secrețiile bronșice și de a stimula evacuarea, tusea productivă. Asta făceam 10 minute în loc să îi îndopăm cu tot felul de medicamente emoliente și expectorante, așa cum se întâmplă astăzi. Era de efect. Bolnavii încercau să își curețe plămânii, să-și elimine secrețiile care umpleau alveolile sau bronhiile. Încheiem așa cum spuneam, cu manevrele de mângâiere asemănătoare cu acelea de la început. Desigur că da, un masaj doar cu vârful degetelor. Asta a fost. Acoperim bolnavul și bolnavul, pacientul, și îl lăsăm preț de 10-15 minute să se odihnească. Eu am obiceiul să fac niște mișcări de legănare, fixez cervicala și cu mâna pe osul sacru, extremitatea coloanei vertebrale, execut niște mângâieri, niște mișcări de legănare, care induc și mai mult starea de relaxare.